Salut, prieteni! Ne aflăm la PAV Universității, unde se întâmplă multe lucruri, multe spectacole, vin mulți muzicieni, toată lumea cântă, se distrează. Noi am scris de foarte multe ori în contacteculturale.ro, unde tot timpul prezentăm aceste lucruri. Eu sunt Cătălin Statie, în spatele camerei este Stella Ferdinand. Lângă mine se află doi invitați, unul pe jumate invitat, adică Mana Mihai Crocu, care este colegul nostru de redacție, și un alt Cătălin, Cătălin Radu Burgu, care este maestru de ceremonie aici, care este cel care se ocupă de acest local, care organizează toate petrecerile astea mari, la care participă, care ne trimite materiale ca să putem scrie articolele pe care le vedeți pe contacteculturale.ro. De fapt, ca un amanet. Nu este un PAM obișnuit. De fapt, este un centru cultural de PAM Universității. De aia și suntem aici. Da. Ușor, ușor, datorită lui, datorită anilor pe care îi are în spate membranșa asta legată de ceea ce înseamnă artiști, ce înseamnă un spectacol, ce înseamnă un public plătitor. Aici a devenit un centru cultural în care găsim teatru, găsim expoziții, o expoziție permanentă de afișe de jazz, rock, folk, jazz, deci toată gama, metale și toate celelalte chestii. Radu poate să ne spună cam ce plaje abordați voi în cadrul PAM-ului? Păi am hotărât să facem pe zile, să nu creăm confuzie. Avem duminică și luni teatru, marțea, absolut în fiecare marți, Emil Bâzgă Jazz Club. Da, am scris, da. Face aici concertele de jazz și sunt niște concerte super. Miercurea le face la Ploiești. Da, știi. Asta miercuri, joi și vineri, scena e deschisă. Pentru orice, pentru jazz, pentru blues, pentru, pentru rock. Pentru blues, pentru rock, pentru folk. Apropo de blues. Anul ăsta vom face festivalul de blues, București. Păi așa sperăm, nu? Dacă nu ne atrage ăștia. Am muncit anul trecut la un festival de blues. Asta și spun, că s-a muncit în ziua în care trebuia să ținem festivalul și ne-au tăiat aripile. Eu vin de la Radu Lupașcu. Da. Ai interviu cu Radu Lupașcu. Și l-am văzut fără să-l... Vreau așa, mi-a scris, îl facem anul care vine? Acela îl răspund ca și tu. Păi da, ideea a fost a lui și ne-am muncit împreună cu Radu la proiect. Sperăm să-l facem anul ăsta. Ce vreau să discutăm și faptul că marțea finală se întâlnesc artiști la tine, foarte mulți artiști. Da. Pentru că vreau să pregătesc și pentru marțea marțienilor. Marțienii, da. Așa, marțea marțienilor, pregătim o prezentare și pentru treaba asta. Da, e frumos, am pământenit obiceiul ăsta aici de mai bine de 2 ani, nu? Da, da. După ce, deci proiectul a început cu ajutorul Cristian Ioan Tibi, Dumnezeu să vă mulțumesc, am scris în mai multe grupe. Nu prea mult despre asta. Da. Data viitoare. Asta spun. Și datorită lui am reușit să strângem aceștia griji tehnici de sunet, lumini și fani acestor oameni care vin. Și ne-a primit Radu aici. O deschidere fantastică. Și vom povesti că avem ce să povestim despre aceste lucruri. Da. Radule, care este atmosfera aici la voi? Păi, în primul rând, că e sincer. Asta e. Da, frumos spus. Păi da, da, e mai frumos. Greu acum să fie sincer. Adică nu punem, cu toate că e un business aici și ca orice business trebuie să fie profitabil. Normal. Avem ușa deschisă și facem cât putem de bine să nu compromitem business-ul, dar să ajutăm artiștii care nu ies atât de mult. Da, da. La radio sau la TV sau mai știu eu unde. Exact, artiștii din zona de underground. Exact. Un site de underground pentru underground. Bucuria mea cea mai mare e că sunt câteva trupe și nu știu acum să spun exact care, dar ca idee, care au venit aici
practic. Și acum sunt s-au lansat aici. Mari încă, dar s-au lansat aici. S-au lansat aici, au simțit gustul scenei. De ce spun că au simțit gustul scenei? Pentru că acest spațiu, din punct de vedere organizatoric, tehnic, este perfect. Există PA, există backlight, scule de spate, din astea lumini foarte bune, au chiar și fum, senzorul de fum e deasupra scenei și atunci pot da și Jack Daniels este la tare permanență. Este cel ce trebuie. Cel care ne supraveghează permanent. Și marele avantaj a acestor mici, între primele trupe care devin și au devenit mari, este că aici nu mai trebuie să carei absolut tot. Există la sunetist, un sunetist foarte bun, da? Gabi Pipai Andrieș, care are mâini de aur, urechi... Și ne ajută și el, da, de câte ori... Și de câte ori e posibil. Tot aici există și un voluntariat. Da, putem să-i spunem și așa. Sunt oameni care au instrumente aici, care le pun în dispoziție. Exact. Uite, stă acolo un cajon, un pian, care nu e al nostru. Un amplificator, o chitară. Dincolo de această afacere, aici e și o zonă de prietenie. Mai mult e o zonă de prietenie. Că asta m-a atras și pe mine aici. Nu chiar așa. Oamenii se întâlnesc martea, după aia vine miercurea și cântă, mai bine alții. Toată lumea caută de pap. Și într-adevăr pub universității, da, și da, și din cauza asta am venit aici și am vrut să prezint și oamenii care de obicei nu sunt prezentați, cum e Cătălin Rabu, care de obicei sunt undeva acolo în spate, girează tot, fac deschiderea, fac închiderea. Păi acolo nu e locul nou, ce să facem? Păi da, dar nu trebuie să fie și în spate, da. Să știe cine stați într-un oameni ca tine, pentru că altfel totul rămâne agățat undeva. Pe firul ăsta există o întrerupere. Ei, eu vreau să prezint și întreruperea asta, nu numai aici, și în altă parte, pentru că transmit o chestiune. Poți să fii manager. Dacă nu-ți place muzica și dacă nu ai o relație personală cu artiștii și dacă nu îți place să faci treburile astea, nu se leagă. Da, da, da. Dar îți arăt Avantajul acestui spațiu este existența lui Radu. De ce? Pentru că Radu este, nu primește clienți. El primește prieteni. Prieteni, exact. Așa sunt oameni care vin, îi întreabă ce faci, ce mai faci, ce-ți face familia. Să mai bea un păcărel de suc, o păcărel. Vezi că și personalul nostru instruit tot așa. Colegii noștri cunosc deja. Aici poate 60-70% dintre clienți sunt clienții fideli care sunt artiști sau, mă rog, admiratori sau așa mai departe. Ceea ce e foarte important. Și uite, de exemplu, Alexandra, care e șefa de tură, da? Sâmbătă are concert aici. Ea cântă sâmbătă aici. Da. Și după aia duminică vine înapoi la muncă. Acum îmi dau seama de care Alexandra vorbește. Da, știu. Da, Alexandra Focșa. Da. Spune-mi un lucru. Eu am umblat în puburi, în cluburi, da. Există tendința de a consumatorilor de a cumpăra o bere sau o apă și a sta cu ea în față până să termină un spectacol sau până trec multe ore. Ce am observat la tine este că tot timpul mesele sunt pline cu ceva. De ce? Ce le oferi? Păi ce sunt, în primul rând, noi știi, avem aici și acum cred că sunt 70 sau 80 de litri de țuică, ținută în butoi de stejar. Și din ea 90% vine pentru prietenii noștri, pentru invitați. Pe bono, în paia asta, la vânzare, poate 10% din ea. Da, nu, îi primim pe oameni așa cum trebuie, ne ocupăm... Spune ce ne ofer eu. Ce să vă spun, marțea este o chestie clară. Marțea trebuie să existe ciorbă de fasole cu afumătură. Așa e, fiecare marț. Și fiecare marț găsim acest lucru delicios. Nu pot să spun că curez degetele după ea pentru că mănânci cu lingura. Da. Dar ai tendința de a nu te opri la prima porție și la a ce mai pui tu pe mese? Știți, noi facem mititei, avem mititei trocadero. Aici a funcționat trocadero în vremea... Da, restaurantul trocadero. Și am ținut să avem mititei originali.
Fără plapuri, fără nebunii, fără nimic. Într-o caderă. Da, creat în, într-o carmangerie specializată și facem niște mici perfecți, pot să spun, fără să mă laud. Aia de plăcioar un bucur de alături, nu? E bine, scumpă. Da? Da. Moldovean, nu? Nu, e tot la Găgeșe. Cum știu? De asta, da. Prima dată când am venit aici, am venit așa, zic, bă, mai e Trocadero? Și după aia am văzut care e atmosfera, eu mă prietenisem, trebuie să știu, m-am văzut prieten cu Cocom, și ne-am cunoscut față în față. Da. Știi când m-am cunoscut față în față în Cocom? Când am venit prima dată aici, la Marțea Marțenilor. Deși pe canal, mai am un canal de poezie pe care Croco citește poezia, citită. Dar nu v-ați văzut fizic. Nu ne-am văzut tot fizic. Și tot aici am venit într-o mașină, am văzut fizic. Așa, așa m-a aflat și de existența ta. Da. Dar să știi că trebuie să te arate cu degetul, că era așa într-o mare poziție. Schelioso ăla e. Ai, lasă, te greu să mai sunt mai mulți aici, dar zice, cu, dar cine? Nu, nu e adevărat, am spus. Era într-o masă de artiști. Aici, în spațiul ăsta, există doar două persoane foarte frumoase. Radu Gorgu și mine. Nu, că așa ne-a lintă mai ceva frumos. Am arătat, uite, cel mai frumos. În genere. Da? După Stella de mine și da. E regretul de frumusețe. Vorbesc mai tare, nu că e de mine, dar să se audă bine. Mai tare. Da.